Pe lângă faptul că actualmente sunt adversari în instanță, Marius Oprea și Mircea Ioan Moloț au devenit de astăzi și adversari politici. Prezent astăzi la judecătoria de vala procesul pe care l-a intentat Mircea Ioan Moloț pentru calomnie, istoricul Marius Oprea a declarat pe holurile instanței că va candida la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara ca independent, cu toate că este membru PNL. Ceea ce pot să vă spun este că intenționez să candidez în alegerile locale aici la Deva. Îmi voi face buletin de sani în Săgetuza, unde am o mică casă cumpărată mai demult. Da. În orice caz, dacă nu reușesc, împotriva lui Moloț, independent, nu o să candidez nici din partea UNEPR-ului, nici din partea PDL-ului sau așa mai departe. Știți foarte bine care este poziția mea în raport cu structurile actualei puteri. Adică nu mă vând. Nu mă vând din orgoliu sau... Dar o să fac tot posibilul ca acest... Nu mai vreau încă un proces de calomnie. Ca domnul Moloț să nu mai conduc acest județ. Surse din mediul politic susțin că, de fapt, prin candidatura sa, Marius Oprea nu face altceva decât să-l ajute pe bunul său prieten Mircea Muntean, liderul UNEPR, care de curând a fost înaintat în gradul de colonel în rezervă, în așa fel încât să-i maximizeze acestuia șansele de a deveni el președintele Consiliului Județean Hunedoara în locul lui Moloț.